Niciodată. Cred că au crăpat dacă au mâncat în greșeală. Mă gândesc că e destul de toxic. Mai mult semințele. Hai, doamne, zici că e SF, asta e de poveste. V-ați mai uitat și eu, ciorile care au mâncat și au, cum să spun, au chelit gazon. V-am spus, e de poveste și ceva. Adică, bun, vor trebui să se joace pe terenul ăsta, să scoatem furcile, topoarele. Nu zic, pod un alt, din nou, chestiune genul ăsta. Dar va fi un meci. Interesant este, din păcate, cu toată nenorocirea care se întâmplă în Israel, în zona aceea de sud și în Gaza, dacă vor reuși, dacă vor juca meciul din Kosovo cu Kosovo de duminică. Asta e foarte, din Kosovo de duminică. Pentru că dacă nu, ceea ce spunea Edi Iordănescu, că ar vrea să nu termine unii preliminarele și alții să mai aibă meciul de jucat, direct de Israel. Dacă Israel nu poate să joace meciul din Kosovo, adică dacă se amână acea partidă, s-ar putea să se amâne. Acolo sunt jucători, în principiu, sunt și ei soldați în rezervă, care sunt mobilizați acum. Deocamdată nu se amână meciul ăsta. Deocamdată nu. Deocamdată cel cu Elveția de cel mâine. Elveția, da, clar. Deocamdată le strec pe... Dar ți-au și pe Ordescu, care a felicitat, să nu știu, Federația din Elveția și Kosovo pentru amânare. Deci e clar că ori el nu știe niște asta semnale, din... Niște semnale, cred că au. Exact, el nu știe chestiunea, n-a visat-o azi noapte. El sigur are niște informații pe canale de pe care de la Federație, canal oficial. De asta a și lansat, atenție, această rugăminte publică. Pentru că el presupune că dacă Israel nu joacă aceste două meciuri acum, atunci vor trebui să joace în decembrie. Pentru că, bun, dacă se amână doar cel cu Elveția, înghesui pentru Israel, asta este trei meciuri în datele UEFA pentru din noiembrie, în ultimele meciuri. Le poți înghesui acolo, cumva. Din păcate, pentru Israel nu o să fie simpatic pentru ei. Dar dacă se amână două meciuri, n-ai cum să joci patru meciuri în datele niciodată. Și atunci va trebui să decaleze aceste meciuri două în decembrie, dintre care unul cu România și unul cu Andorra. Cum faci? Cum faci? Păi pentru noi cel mai bine ar fi ca să câștigăm jocul de mâine, să trecem pe primul loc, da, să punem presiune pe Elveția ca să îi facem să joace în Israel. Noi suntem la mâna noastră în toate calculele. Păi, bineînțeles, avem un punct. Să joace în Israel... Noi acum, mâine câștigând, trecem pe primul loc. Punem presiune și pe Elveția. Da. Nu o să fie simplu nici pentru, crezi că pentru Elveția o să fie simplu în Israel dacă se va juca... Nu o să fie simplu. După care îi joacă împotriva Kosovo, cred că Elveția, nu duminică. Da. Da. 6 puncte, deja e o presiune foarte mare pentru Israel. Ideea este că... Și pentru Elveția. Elveția vine la București. Da. Ultimul meci. Ultimul meci. Da, da. Ultimul meci. Nu, Elveția, Belarus. Nu, Kosovo-Israel ar fi și Elveția, Belarus, pardon. Și atunci, duminică. Elveția, dacă nu joacă meciul cu Israel și vine la București, nu este ok pentru noi. Da, dar nu, zic, asta e ideea, că normal ar fi ca meciul ăla să se joace înainte ca noi să jucăm cu Eu cu cred cu că Elveția, va fi nu? Aproape. Nu se pare da, dar să zicem că pe 15 noiembrie o să fie Israel-Elveția. Cu 3 zile înainte să joace meciul cu România. Deci asta e un lucru foarte bun, pentru că e normal să se întâmple așa, că nu poți să joci cu noi la București, pentru să joci cu Israel. Dar Israel nu joacă la București, că un Israel. Sau în final. Nu. Înainte de meciul... Cu Elveția. Cu Elveția. Asta e... Vorbesc de meciul cu Elveția. Noi dacă am jucat 6 puncte în dubla asta... Da, dar eu spun că dacă se amână ambele meciuri, se dă peste cap totul. Lucrurile vor trebui regândite pentru finalul de grupă. Oamenii vor mai avea, sunt trei echipe care vor mai avea încă două meciuri de disputat. Între care două dintre ele sunt la calificare. E foarte complicat, pentru că totul se va întâmpla de pe o zi pe alta. UEFA este în contact permanent și cu Israel, și cu Elveția, și interesant cu Kosovo, că au ținut meciul ăsta încă. Florin Kosovo, de Kosovo Israel de da, duminică. Pentru că nu cred. Dar sunt elemente, Nu e anulat, pentru că este în program. Dar sunt elemente care probabil duc și au făcut ca UEFA să gândească, domnule, haideți să vedem cum putem să o lungim. Poate putem să jucăm, dar eu cred că a spus că sunt și unii, nu știu dacă sunt mobilizați între ei. Serios, acolo ești mobilizat, nu e de glumă. Iar acolo, încă o dată, toți fac armata. Cei care n-au o problemă de conștiință și nu cred că plecat din țară tot ceea ce înseamnă stafful echipei, toți componenții, fi plecat din țară. A fost Dinamo Kiev. Și să se antreneze pe undeva și să joace meciul ăsta. Foarte complicat, dar sigur că trebuie să mingem pe la Rus mâine. Din punct de vedere al moralului, nu știu cum stau în momentul de față jucătorii Israelului. Nu sunt într-o
da. Situație și într-o formă... O să, acum, auzi, moralul jucătorilor zero e mai important vis-a-vis de ce se întâmplă acolo. Important e, aia e tragedia îngrozitoare și la noi drama fotbalistică este meciul cu Belarus. Știi? Da, sper să nu fie o dramă, dar e o, ceva așa din zona întrebărilor, presiunii, habar n-am. O să luăm o pauză. Am revenit, o să avem intervenții de la stadionul Uipești din Budapesta. V-ați gândit? Știți? Cei trei jucători singuri care au fost titulari în toate meciurile. Burcă? Moldovan, așa. Burcă, Stanciu. Două bune, unare. Și Bancu? Și Bancu? Două bune, unare. Cum Bancu n-a fost accentat, comun. Care e? Drăgușin. Drăgușin. Și eu care? Drăgușin. Și Stanciu. Asta este. Pe Stanciu mergeam și eu. Mare, da, Stanciu, da, vezi, nu? Nu există niciunul cu 5. Următorul este Alibec cu 4 plus de 2 ori intrat de pe bancă. 4 titulari de 2 ori intrat de pe bancă. Marele paradox al Naționalei României, știți care este? Golgheterul nu a fost niciodată titular. Adică Mihaila 3 goluri? Nu, asta chiar că este, nu cred că mai există așa. Golgheterul nu a fost niciodată titular. E tare de tot. Mergem la Marian Codirlă, la Budapesta, stadionul Chiel Jerpelit, de acolo pe care o să jucăm, alături de el. Cred că îl zăresc să fie Mihai Stoichiță, totuși cred că e. Hai, Marian, te rog. Da, bun găsit Radu, bun găsit tuturor. De aici, de la Budapesta Ferencvárosa, stadionul despre care tu spuneai că nu arată bine. L-am alături de mine, așa cum păstrăm tradiția în aceste preliminari. L-am avut de fiecare dată înaintea meciului României în aceste preliminari pe domnul Mihai Stoichiță. Bun găsit, domnule Mihai Stoichiță. Lumea vorbește despre acest gazon și aș începe cu acest gazon. Cum vi s-a părut dumneavoastră? Hai să vedem o altă opinie. Nici cel mai bun, nici cel mai rău gazon. Se poate juca, este... În anumite porțiuni, așa, în colțurile terenurilor mai sunt probleme, dar în rest se poate pasa, este foarte, foarte neted, așa, se poate juca. Adică mi-era frică de mai rău, nu este cazul. Ați stat lângă tricolori astăzi, atât cât ați putut, cum îi simțiți pe băieți înaintea unui joc fără spectatori pe acest... teren din Budapest. Tot ce pot să vă spun noastră este că i-am văzut la ultimele antrenamente și sunt impresionat de tonusul psihologic pe care îl au, care s-a manifestat și în antrenamente. Adică e prima oară când îi văd că au foarte mare încredere în ei. E și normal după rezultatele care le-au avut, chiar dacă meciurile n-au fost cele mai reușite. Dar asta a dat foarte mare încredere și cred că s-a văzut foarte bine în antrenamente. Sper ca și mâine să fie la fel, să aibă aceleași execuții spectaculoase și cu aceeași regularitate, pentru că rămân l-am văzut la antrenamente atât de multe realizări frumoase cât au avut copiii ăștia zilele astea. Și de mult nu am văzut... Probabil că asta a fost. Impactul ăsta psihologic al rezultatelor din ultima vreme este o cauză care le-a readus încrederea. Eu cred că așa cum a fost, tăteam și mă gândeam, fiind mai bătrân, pot să fac comparații. Eu cred că atunci la Cardiff, la momentul respectiv care a dus România la Mondial, a fost la fel un moment psihologic care ne-a dus de la un nivel la un nivel foarte înalt. Este extraordinar să întâmple așa și sper ca aceste preliminarii să facă din echipa asta, chiar dacă, hai să spunem, valorile nu mai sunt la nivelul respectiv, să vă întreb. Exact. Chiar dacă valorile nu sunt la nivelul respectiv, dar să facă o echipă care într-adevăr să aibă personalitate și viitor. De multă vreme, Edi Iordănescu nu a avut la dispoziție linia asta de atac foarte, foarte bună. Și au echipa? Revenit... Eu nu știu. Nu, la dispoziție ca lot, mă refer. Ba a fost Ianis Hagi accidentat, ba Mihăilă, ba Man, ba... Acum toți sunt aici. Coman, Drăguș, iată, revine și el. Problemele sunt la el. Problemele de alegere sunt la el, dar sunt jucători care la cluburile lor au evoluat foarte bine. Au înscris, au fost decisivi în anumite acțiuni prin asisturile pe care le-au dat. E bine că avem acest lucru la ora actuală. Asta înseamnă că, de ce vorbeam mai devreme, de încrederea asta,
Probabil că vine și din evoluțiile care le-au avut la cluburi în ultima vreme. Edi Ordănescu vorbea de echilibru, deși Belarus o echipă care în ultima vreme cel puțin arată că se poate apăra destul de bine, chiar dacă au gol în ultimul minut cu Israelul. Trebuie totuși să atacăm furibund cumva. Asta vreau să spun. Astăzi cred că am văzut a patra sau a cincea oară meciul Israelului cu Belarus. Nu sunt o echipă deloc de neglijat. Sunt o echipă extrem de periculoasă ca grup, nu ca individualități, dar care au o disciplină de joc foarte bună și o determinare foarte bună. L-am văzut în Israel, când noi apreciem Israelul, nu? Pentru că l-am văzut și la București, dar am văzut în Israel că Belarus a ajuns la fiecare fază aproape cu 4-5 jucători în careu advers. Iar la ei în careu, când se apărau, vorbeam de faza de atac adineauri, în faza de apărare i-am văzut extrem de bine grupați, extrem de bine așezați și jucând o zonă extrem de inteligentă. Ce poate face diferența în partida asta? Să ne aducem aminte că și noi am suferit în repriza a doua la București contra Belarusului. Eu cred că individual avem jucători mai buni. Și atunci, de ce vorbeam mai înainte? Psihologia grupului plus realizări individuale poate să ducă la diferență. Se vede turneul final? Se vede? E aproape? Îl simțim? Da, eu cred că așa o șansă n-am mai avut de mult și trebuie neapărat să o speculăm. Se vede. Pentru mine, cred că ar fi cea mai mare bucurie din viață. Din punct de vedere fotbalistic, este ultima întrebare. Cum vede situația apropo de naționala Israelului? Aici nu e vorba de fotbal, aici este vorba de politică. Pentru că ce se va întâmpla acolo nu poate să prevadă nimeni. Ce se va întâmpla în Israel? Probabil că o să joace, dar în niciun caz la ei acasă. Pentru că nu știu cine are curaj să ducă acum acolo. Chiar dacă se calmează situația așa... Chiar dacă se calmează și noi o să cerem... Nu o să cerem, dar nu știu, dacă n-ai... Oricine merge să joace acolo are o temere, nu? Nu ți se pare că ai o reținere în momentul în care știi că acolo au fost lupte acum o săptămână, să zic că peste o săptămână joci acolo. Da. Nu, e complicată situația, pentru că războiul e război și trebuie să ne păzim de el cât putem noi să-l ținem așa, să nu mai fie. Domnule Stoichiță, vă mulțumim tare, tare mult și multă baftă mâine seară, să ne întoarcem de la Budapesta cu cele 3 puncte. În aceste momente ies și tricolorii pe gazon, elevii lui Edi Ordănescu, ce, vă repet, au ajuns aseară aici în Budapesta. Acum avem parte de antrenamentul oficial, o să rog pe Cristian Preda să ne arate pe tricolori. Așadar, tricolorii lui Edi Ordănescu montați cu speranțe mari că putem merge spre un nou turneu final. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în jurul acestei partide de aici, de la Budapesta. În regulă, îi vedem pe tricolori care sunt albi în acest moment. Da, asta cu războiul, da, mi-aducem o poezie din vremea comunismului. Noi copiii din Toboc nu mai vrem război deloc, dar deloc. Astea sunt glume de astea, mai contează ce vrem noi sau nu. Dar iată o informație care cumva... Iarăși, parcă s-a văzut așa sub un voal subțire, o să cerem, acum ați convins, să nu, ca Israel să nu joace pe teren propriu următoarele meciuri, deci inclusiv cu noi. Chiar dacă se calmează situația, deși Mihai este o echiță, dar e clar FIFA, că... Nu, e de acord, FIFA nu e de acord. UEFA, că n-are, FIFA n-are legătură, UEFA n-a. Da, păi nu, dar vom cere dacă vom cere asta. Asta e altă, iarăși o informație interesantă apropo de... Dar UEFA nu va risca, adică dacă vor fi elemente care... vor duce la concluzia că există cel mai mic risc, cât de mic, da, nu da, se va juca. Da, sigur că da. Asta va fi pentru Israel, din păcate, prinde dezavantajul lor. Vezi, când ai lucruri de genul acesta, fără niciun fel de vină, ajungi să fii cumva cu șanse amputate. Avem o mică discuție despre Belarus, am senzația, aici în studio. Unii spun că e totuși o echipă pasabilă, am senzația că unii dintre noi, ca să nu spun unul dintre noi, ca să nu numesc chiar pe Ilie, cred că nu e așa simplu. Ilie, zine de ce. Eu am analizat meciul de la stadion, la meci cu Belarus. Și au fost momente în care s-au ridicat la un nivel foarte bun. Într-adevăr, a contat foarte mult execuția lui Stanciu din lovitură liberă, pe urmă, la fel golul lui Burcă dintr-o fază fixă, deci a contat foarte mult, minutul 17, minutul 19. Uh-huh. Dar în a doua parte,
ei au ieșit și au avut, au și înscris și chiar au pus o mică presiune pe noi. Și erau chiar să ne egaleze dacă li se dădea ceea ce merita. O să vedeți, o să avem o statistică, am numit-o așa, norocul al 13-lea jucător. Apropo de numărul 13 în România, o să vedeți la fiecare meci ce s-a întâmplat. Și ce